v-am regăsit din nou pe canalul meu. Pentru astăzi am pregătit pentru voi un nou unboxing Notino. După cum vedeți, aceasta este cutia. Am deschis-o eu puțin mai devreme pentru a nu foșni. Produsele vin ambalate în această folie cu bule. Fiecare produs în parte este ambalat într-o folie din aceasta cu bule. Cred că am văzut eu în România, dacă nu mă înșel, pe site-ul lor. Nu știu exact dacă e vorba de Notino, dar cred că este vorba de Notino, că se poți alege la livrare să mai plătești 15 lei în plus și îți ambalează produsele în carton sau oricum ceva reciclabil, nu mai vin în plastic. Nu am văzut aici în UK să aibă această opțiune, așadar fiecare produs în parte vine ambalat în folie din aceasta cu bule și este destul de mult ambalaj în plastic. Voi deschide produsele din acest plastic, după care vă voi arăta și vouă ce mi-am ales. Nu sunt foarte multe produse, cred că sunt în jur de 5 sau 6 produse. Gata, am desfăcut și produsele, le-am pus pe toate aici pe birou, am în total 7 produse și voi începe cu primul produs, fiind o sare de baie cu lavandă. Vine într-un borcanaj în acesta de plastic cu capacul din metal, are 600 de grame. Era, cred că, 5 lire un borcan din acesta, mi s-a părut puțin mai scump, ținând cont de faptul că eu cumpăr sare de baie cu lavandă la aproape... Nu, cât avea borcanașul acela? 970 de grame și am dat pe 3 lire, asta a fost 5 lire sau chiar mai bine de 5 lire. Dar miroase mult mai puternic decât, ia uitați cum arată, mult mai puternic decât celălalt ce l-aveam eu. Folia asta se îndepărtează super ușor, o să o îndepărtez pentru că am să o folosesc cât de curând. Da, miroase foarte puternic. A lavandă, îmi place foarte mult. Este de la Grinium, cred că așa se numește firma aceasta și mai aveau încă 3 sortimente în afară de lavandă, nu mai știu exact ce era, dar mie lavandă îmi place cel mai mult și ca sare de baie mi se pare că are mirosul cel mai puternic. După care mi-am mai comandat un produs de la Dermacol, pentru că de când mi-am cumpărat gelurile acelea de baie am nebunit cu Dermacolul. Asta este un săpun lichid de mâini cu ciocolată belgiană și portocală, cred, după cum arată și ambalajul. Are 250 de ml, a costat undeva la 2,50 lire, nu mai știu exact, dar o să mă uit și vă voi afișa pe aici pe undeva prețul exact dacă nu este acesta cel zic eu. Sunt curioasă să văd și cum miroase. Miroase numai portocală, miroase a bomboan din alea cu portocală, cu geleu de portocală sau ceva de genul, de le pui în pom iarna. Da, exact cât ăla-i mirosul. Miroase foarte bine. Foarte bine. În curând o să îl pun în aplicare să vedem dacă are același miros și pe mâini. Săpunul ăsta lichid de la Dermacol în varianta aceasta mai era cu mult mai multe arome. Cred că era echivalentul a gelurilor de duș. Deci câte geluri de duș erau, cam atâtea săpunul lichid erau. Următorul produs ce mi l-am comandat eu este un produs de la Nuxe și este o cremă cu protecție de 50. Are 50 de mililitri, ăsta a fost un produs puțin mai scump, cel cred că a fost undeva pe la vreo 15 lire, 13-15 lire, dar v-am zis, o să vă pun pe aici prețul. Cam așa arată, eu până acum nu am folosit niciodată cremă cu factor de protecție în afară de data în care merg la, în afară de dățile în care mergeam la plajă, nu foloseam niciodată și am văzut pe mai multe site-uri, mai multe recomandări că este foarte indicat să folosești tot timpul o cremă cu factor de protecție, indiferent de anotimp, indiferent că e soare sau nu. Așadar, m-am gândit să iau pe această cremă de la Nuxe, mai am alte produse de la Nuxe, mi se par super ok, nu a fost niciun preț foarte ridicat, are termen de valabilitate 9 luni și da, cam atât spune despre el. Eu sper doar să nu am probleme cu tenul, să nu mi-apară coșuri de la crema asta și să fie și ok, pentru că o să mă dau cu crema asta de protecție, după care o să aplic fondul de ten. Sper să fie ok, dar dacă nu, o să o folosesc în continuare. Oricum, produsele de la Nuxe sunt produse bune, nu cred că voi avea probleme cu ele. După care, un alt produs de la Dermacol este acesta și este un spray pentru curățarea pensulelor și a bureților de make-up.
Are 100 de mililitri, nu mai știu cât a costat, cred că undeva la 5 lire, dacă nu mă înșel eu, 4-5 lire. Nu am niciun produs de genul acesta, este primul ce-l cumpăr, pentru că eu până acum de obicei spălam pensulele și burăței cu săpun lichid, cu săpun solid. Și am văzut că îi usucă foarte, foarte tare. Pensulele nu, sunt ok pensulele, dar bureții mi-i usucă foarte tare până la un moment dat când nu mai pot să-i folosesc, așa că mi-am cumpărat un produs în acesta de a-i curăța. Sper să fie bun. Este de la Dermacol, sper să fie ok. Și tot de la Dermacol, ultimul produs, nu este ultimul, este penultimul produs, este acest scrub. Aici sunt variantele în care le mai găseați voi. Eu mi-am cumpărat cu pepene, mai era cu strugură și lime, papaya și mentă și ciocolată belgiană. Da, este un scrub de corp care are 200 de grame, 6 luni valabilitate. Mai era la 100 de mililitri, dacă nu mă înșel, la prețul de vreo 2 lire, iar ăsta a costat în jur de 5 lire. Vine și el cu aluminiu din acesta, dar îl voi deschide să văd cum miroase. Mamă, super bine! Chiar miroase a lubeniță. Să vă arăt și vouă cum arată. Nu mi se pare că ar fi el așa... După textura ce are, nu mi se pare că ar fi un exfoliant prea bun. Dar mirosul este unul minunat. Ia uitați cum arată. Arată mai mult a gel, nu știu. Adică nu se vede, nu se văd... părțilele abrasive ce are exfolia pielea, dar oricum miroase super, super bine. Chiar miroase foarte bine. Acum îl vom pune în funcțiune și vom vedea care este treaba cu el. Am văzut că toate produsele de la Dermacol în general sunt foarte, foarte recomandate, apreciate, așa că mi-am luat și în ultima perioadă, după cum ați văzut, foarte multe produse de la ei. Iar ultimul produs de la Dermacol, asta a fost mai mult așa pus extra ca să am livrare gratuită sau nu știu care a fost treaba. Este această mască. Sunt de fapt două măști. Uite, după cum vedeți, vine aici. Aici o mască, iar aici este cea de-a doua mască. Și imediat vă voi spune cu ce este, pentru că aici nu scrie în engleză. Trebuie să găsesc pe unde scrie în engleză. Una are 8 grame. Gata, am găsit. Este cu... extract de caviar, ce ajută la te ajută să nu-ți mai oprești procesul de îmbătrânire a pielii. Este o formulă foarte cremoasă și bogată în proteine, care are capacitatea de a-ți menține tot timpul pielea hidratată. Spune că ar fi ideală pentru tenul matur și foarte matur. Mă rog, eu acum nu pot să zic că am un ten foarte matur, dar o să-l încerc. Rău nu cred că o să-mi fac acest produs. Zice că se aplică masca, se poate aplica pe față, din gât și decolteu, evitând zona ochilor. Se păstrează între 15 și 20 de minute, după care se dă jos cu cotonetă din aceea umedă. Da, și cam atât. Zice că se testa dermatologic. 8 grame o mască, aici sunt două măscuțe, le vom aplica și voi vedea care este treaba cu ele. Și măștile ăștia de la Dermacol am văzut că sunt destul de lăudate peste tot. Și mi se pare așa faptul că sunt foarte, foarte lăudate și nu au un preț cine știe ce, cum sunt alte produse care sunt super scumpe și super lăudate. Astea au niște prețuri accesibile, cel puțin aici în UK, în România, nu prea știu care e treaba cu ele. Cu Dermacolul, dar aici au prețul destul de accesibile. Iar ultimul produs, ce mic e, mă așteptam să fie mai mare. E un produs așa de la NYX și este mai exact un iluminator lichid. Born to Glow, văd că nu este desfăcut, dar îl vom deschide imediat să vedem cum arată, pentru că sunt super curioasă. Scuze pentru acest sunet deranjant. Așa, este destul de micuț, are 12 luni valabilitate, iar el are, cât are chestia asta, 18 ml, deci e super, super mic. Și am vrut eu să-mi cumpăr un iluminator lichid. Am văzut pe Instagram și pe o grămadă de site-uri, o grămadă de fete care aveau un make-up super, super drăguț, combinând un iluminator lichid cu fondul de ten și aveau o strălucire tenul lor perfectă. Nu știu dacă se va aplica și în cazul meu, ținând cont de faptul că eu am ceva probleme cu tenul, câteva semne.
Dar nu am niciun iluminator lichid, am numai iluminator solid, așa că am să le iau pe de la NYX. Mi se pare destul de bune produsele de la NYX și să încerc și eu să recreez un astfel de make-up, un astfel de look. Bun, hai să vedem și cum arată. O, ce închis e. Mamă, îmi place mult de tot. Nu are un miros, dar arată super bine. Nu știu cât de bine puteți să vedeți voi. Ia să pun eu focus aici exact pe... Ia uitați. Acum nu mai lumină puternică, dar... O să inserez eu eventual un videoclip să vedeți mai de aproape. Deci se vede super drăguț. Nu e nici genul ăla de iluminator lipicios. Știți că mai sunt unele. Uite, de exemplu, la mie pe ăsta. Așa, e un fel de iluminator, mă rog, nu știu ceva, da, un iluminator, care într-adevăr îți lasă tenul super, super luminos, dar se lipește, deci dacă la pleci cu mâna, cu degetele, ți se lipesc așa, foarte nașpa. Senzația e, în schimb, ăsta nu se lipește, a rămas aici fix pe mână și chiar mi se pare că este... destul de puternic pentru un iluminator. Ăsta era pe site în două nuanțe. Ăsta mai închis ce l-am eu și mai era încă una. A, ăsta e Pure Gold L103 sau L03 și mai era încă unul mai deschis. Și a fost undeva pe la 7-8 lire, cred, nu mai știu exact, o să vă scriu și prețul. Dar mă așteptam sincer să fie puțin mai mare. Și cam acesta a fost și unboxing-ul de astăzi de pe site-ul Notino, îmi place super mult site-ul și mă bucur foarte mult că l-am descoperit. Sunt curioasă să văd cum, care-i treaba cu iluminatorul ăsta, pentru că pe mână îmi place mult cum se vede. Sunt curioasă să încerc toate produsele, mai ales ăla de, ăsta de curățare a burețeilor și a pensulelor. Eu știu cum trebuie să fac, dacă trebuie să aplic apă oare după sau... Aici spune că este o soluție care îndepărtează în totalitate rezidul cosmetic, dar acum nu știu... Dacă trebuie doar să pulverizez și după să clătesc sau... Habar nu. Mă rog, o să citesc eu mai multe detalii legate de el. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să-i dați un like și vă invit să vă abonați canalului dacă încă nu ați făcut-o. Și să apăsați clopoțelul pentru a fi mereu notificați în momentul în care eu postez un videoclip nou. Dacă aveți sugestii de comentarii sau orice altceva ce ați vrea să vedeți pe canalul meu, vă invit să-mi scrieți în secțiunea de comentarii, iar eu vă voi răspunde cât de repede pot. Asta a fost și videoclipul pentru astăzi, sper că v-a plăcut, iar noi ne revedem în curând în următorul videoclip.